Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a insistat că alianța de guvernare va susține un candidat unic pentru primăria capitalei, fără a preciza dacă medicul Cătălin Cârstoiu va rămâne eligibil și după ședința coaliției. Candidatul în acest moment este Cătălin Cârstoiu. Am spus foarte clar că luni vom face o coaliție, am vorbit pe WhatsApp. Dumneavoastră personal ați fi de acord ca alianța PNL-PSD să nu mai propună niciun candidat la... Doamne, este exclus acel... Ce vă pot spune cu certitudine? Alianța PSD și PNL la primăria generală a Capitalei va avea un candidat unic. Liderul PSD a ironizat cele mai recente declarații ale partenerului său de coaliție, care a lăsat de înțeles că liberalii sunt pregătiți să-și susțină un candidat propriu. Avem varianta planul B, avem planul C. Cât de mult aș dori eu acum să devoalez un plan, nu o fac, dar dacă va fi nevoie, PNL, într-o situație de extremă urgență, ca să folosesc această sintagmă, va avea propriul candidat. Nicolae Ciucă vorbea despre planul B și planul C în cazul în care... Și eu am vorbit foarte mult despre planul D. De altfel, liberalii au precizat anterior că nu-i vor acorda o susținere necondiționată medicului Cătălin Cârstoiu, acuzat în 2020 de corpul de control al premierului de incompatibilitate, pentru că a fost manager la stat și concomitent medic la propria clinică privată. Coaliția pe Cătălin Cârstoiu, indiferent de ce va spune în conferința de presă, pe dezvăluiri? Acum, nu ne aruncăm cu capul în zid fără să vedem care este finalul acestei conferințe. În conferința de presă invocată de liderul PNL și cerută insistent de liderul PSD, Cătălin Cârstoiu a respins acuzațiile de incompatibilitate și s-a prevalat de jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care l-ar exonera de orice suspiciune. Atât Cârstoiu cât și președintele PSD au invocat tăcerea Agenției Naționale de Integritate în această speță, instituție care, până în acest moment, nu a comunicat informații privind starea de incompatibilitate a medicului Cârstoiu. Am înțeles, a fost la o clinică, dar lucrurile acestea o să le lămurim în cadrul coaliției. Eu n-am văzut ceva, o decizie la domnul Cârstoiu, n-am văzut-o. Dacă ANI are document, să rezolve, să trimite toată, să închidă cercetările sau nu știu ce au avut, corp de control, nu mă depășește. Opinia mea este că nici eu, nici presa, ci doar o instituție poate să emită un raport care să constate acest lucru, adică Agenția Națională de Integritate. Din punctul meu de vedere, eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru primăria Capitalei este 30 aprilie. Până în acest moment și-au anunțat candidaturile actualul primar Nicu Șordan, Cristian Popescu Piedone din partea PUSL și Mihai Enache de la AUR.